spuneam, de lot, dar și financiare. Se lasă Farionul jos aici la pătrunderea lui Belec. Belec, o fază, Iacolis, gol! Gol CFR Cluj, 1-0 în minutul 6. CFR-ul deschide scorul pe o acțiune rapidă de atac. Să vedem dacă a fost o poziție regulamentară sau nu la Belec. Este 1-0, golul este validat, dar rămâne de văzut care a fost poziția lui Belec în momentul pasei, pentru că s-a lăsat jocul să continue. Camerunezul a fost altruist, i-a pasat lui Iacolis, care nu l-a iertat pe Silviu Lung. 1-0 și cu siguranță planurile lui Marius Ciumudică sunt date peste cap de acest gol încasat destul de repede. Nu este offside, îl vedem pe Dandea, cel care îl ține în joc pe Belec la această fază. Nervos Marius Ciumudică, dar nu a fost offside. Nu a fost offside la această fază. O fază grea pentru asistentul Vasile Marinescu, pentru că se spune cele mai grele faze sunt acelea pe centrarea lui Boldrin, minge deviată, Alibek cu dreptul, gol! Denis Alibek a căutat golul și l-a obținut. 1-1, Astra egalează după un început furibund de repriză secundă. Minutul 52, este 1-1 în Gruia. Astra a reacționat ca un lider adevărat prin cel mai bun om al ei, Denis Alibek. Trebuie să ai și șansă ca atacant, trebuie să te iubească golul, dar Alibek l-a căutat pe tot parcursul acestui meci de unul singur. Făceam o comparație, e adevărat, exagerată, dar pe undeva se potrivește cu ce a reușit Pau Gasol în semifinala campionatului european dintre Franța și Spania, când Gasol de unul singur